În decursul zilei de azi, polițiștii mehedințeni au desfășurat o acțiune pentru verificarea legalității transportului de marfă și persoane. Totodată, acțiunea a vizat și verificarea modului în care sunt respectate măsurile de protecție. Amenziile nu au lipsit, fiind date pentru nerespectarea obligativității purtării măștii de protecție. Transportatorii de marfă și persoane luate la bani mărunți de către autorități. În decursul zilei de azi, polițiștii mehedințeni au desfășurat o acțiune pentru verificarea legalității efectuării transportului de marfă și persoane. În contextul situației epidemiologice privind noul coronavirus, a fost verificat și modul în care sunt respectate măsurile de protecție. 35 de autovehicule au fost verificate. Amenziile nu au lipsit nici de această dată. În perioada 2 noiembrie 13 decembrie, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Mehedinți și inspectorii din cadrul ISCTR Mehedinți vor desfășura o acțiune pentru verificarea legalității transportului public de persoane și mărfuri și limitarea efectelor pandemiei cu COVID-19. În timp ce unii cetățeni poartă masca de protecție și în aer liber de frica coronavirusului, alții nu respectă obligativitatea purtării acesteia nici în mijloacele de transport în comun. Doar în această dimineață s-au aplicat 9 amenzi. Polițiștii vor efectua astfel de verificări și în perioada următoare.